Deschiderea Centrului Olimpic din Bacău a fost cel mai bun lucru care se putea întâmpla în luptele băcăoane. Este un bun prilej de a ne pregăti și de a avea rezultate bune la turneul național și dacă Dumnezeu cine știe, poate reușim să ajungem europene și mondiale, să facem o impresie bună. Doar 5 băcăoane au prins un loc în cadrul centrului condus de Cătălin Matache. Alexandru Cioplea se află printre norocoșii care vor trebui să facă față unui program dur de antrenamente. Mai greu decât până? Da, decât antrenamentele normale, da. Poftă de muncă? Este, dacă nu este, facem poftă. Totdeauna forța ne vine încercând și exersând. Alex se pregătește de 2 ori pe zi pentru principalele 3 competiții din acest an, campionatele naționale, europene și mondiale. Va lua startul în cadrul categoriei de 74 de kilograme. Mi-am propus ca în acest an să ajung pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, să ajung campion național și să particip la europene și mondiale.